întotdeauna am avut încredere în justiție și miercuri s-a pronunțat sentința în contestația formulată împotriva raportului de evaluare al Agenției Naționale de Integritate privind incompatibilitatea mea cu funcția de primar. Sentința a fost favorabilă, mi-a fost favorabilă mie, adică instanța a admis această contestație și a dispus anularea raportului de evaluare. Normal, sunt căi de atac, așteptăm să vedem dacă ele se exercită, dar nu mă așteptam să pierd, la fel ca în cazul precedent al domnului Iohannis. Sigur, pot fi, se poate face recurs, dar nu cred că la, în cazul unui recurs, sentința ar fi alta. În actualul context, nu mai vă luați gândul să acționați în justiție publicațiile care cândva au informat pe dos opinia publică? Noi suntem în preajma Sfintelor Sărbători, tocmai vorbeam de omenie, vorbeam de, știu, iertarea sau grija față de semenii noștri. În general, nu sunt un om răzbunător sau, mă rog, care să umble până în pânzele albe. Este suficient să știu că cei care au făcut astfel de... Asta regretă și, mă rog, și-au schimbat punctul de vedere.